Locuiesc la Roma, în Italia, deja de 21 de ani. Cel mai dureros a fost când m-am despărțit de feciorul Dima. Scuze-mă. Ei vindeau locurile de muncă începând cu 300 până la 450 de euro. Există și în ziua de azi, nu este secret. Râdeam isteric. Zic că am ajuns și eu să fiu aleas ca o vacă, așa m-am gândit, sincer. Mi-era foame, nu aveam bani, dar când mergeam la Caritas, luam niște biscuiți și îi puneam deoparte ca să am pentru zile negre, cum își mâncam noapte pe sub. Noi ne simțim ca un fel de bancomat când revenim acasă. Sunt cazuri când albinele se rătăcesc. Deci de ce eu vreau să revin acum acasă? Eu simt că mă rătăcesc. Și albina când se rătăcește, moare. Migrantul, odată ce a plecat, el o să fie toată viața migrant. JustConsult, cetățenie română, lansează o super ofertă pentru cei care urmează să transcrie certificatul de naștere și cel de căsătorie românesc. Ai 10% reducere pentru fiecare certificat românesc transcris cu ajutorul companiei. Cu peste 20 de ani de experiență în domeniul perfectării actelor românești, JustConsult îți oferă siguranța și garanția de care ai nevoie. Transcrie actele de stare civilă legal, rapid și cu 10% reducere. Sună la numărul afișat pe ecran și bucură-te de ofertă! Astăzi veți afla istoria Tatianei. Sunt sigur că mulți o cunosc datorită activismului său în diaspora moldovenească din Italia. E un monolog foarte emoționant despre tragedia unei generații întregi de moldovence. Și cred că mulți dintre voi veți plânge. Însă, înainte de a vedea monologul, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să aflați primii când voi posta un video nou. Iar dacă vă place ceea ce fac și vreți să-mi susțineți munca pentru a putea realiza în continuare aceste monologuri, inclusiv cu oameni care nu pot veni aici în studio, atunci puteți să susțineți proiectul făcând click pe butonul Mulțumesc, care este disponibil pentru cei care vă aflați în străinătate. Mulțumesc! Mă numesc Tatiana Nugăilâc, am 51 de ani, locuiesc la Roma, în Italia, deja de 21 de ani și acum cred că a venit momentul să revin acasă la Baștină și aici îmi este inima, aici îmi este satul natal Puhoi, care are nevoie de mine, cred. Și aici preconizăm să venim cu toată familia, cu bărbatul italian, fiul revine vara aceasta și sper ca comunitatea să ne primească cu brațele deschise. Am decis să iau calea străinătății, fiindcă muncind aici în Republica Moldova, am avut așa un caz particular, când eram în comerț, mergeam deseori, după ce m-am căsătorit, am avut un mare ajutor din partea soacrei, Raisa Paschevici din Ialoveni, care m-a ajutat să deschid o afacere, să spunem așa, aveam o afacere a familiei, chiar dacă eram divorțată, locuiam cu ea, m-a ajutat foarte mult și aveam pe atunci, se numeau realizatori la piață, 10 persoane, mergeam după marfă, cum se spunea pe atunci, în Ucraina, Turcia, Ungaria, ea mergea în Polonia și nu a mers această afacere, fiindcă dolarul, țin minte, a scăzut foarte repede într-o zi și am pierdut pe atunci 1200 de dolari. Pentru mine a fost o pierdere imensă, țin minte că nu aveam nici bani de pâine. Auzeam pe la piață femeile că vorbeau că se organizează, se duc spre Italia prin grupuri de fotbaliști, oameni ai sportului. Eu nu aveam nicio legătură cu lumea sportului. Și am aflat de o agenție, pe atunci existau mai multe agenții, care ajutau cu actele. Am mers la ambasada germană pe atunci, ne-au pregătit, ne-au format un grup de 40 de persoane. Eu eram un pic mai fericită, fiindcă fiind soacra cu afacerea, avea un cont în bancă, aveam și am prezentat unele acte că eu pot să demonstrez că merg în Germania după material velut, se spunea, pentru divane. Deci ne-au organizat, am achitat atunci pentru acea viză 2400 de euro, de dolari, cer scuze. Și când eram la... Aș vrea să subliniez un aspect care după ani, parcă așa îmi vine să-mi râd, dar atunci m-a marcat. Când eram la ambasada germană, dimineața era un frig, era pe 25, dacă nu mă greșesc, decembrie 2000. Și fiind la ambasada germană, vă spun sincer, noi vroiam, eram multe femei în rând, doream să mergem la Viceu,
Era alături un hotel foarte mare. Ne-am dus acolo și am cerut voie, ei nu ne-au permis și nu mi-e rușine să spun, noi ne-am dus în tufar. Era zăpadă, era frig. Și după ani când am revenit în țară, m-am dus în acel hotel, am luat o zeamă, am luat un pahar de vin purcari și m-am dus în acel viceu și am zis că eu am reușit. Fiindcă atunci m-am simțit foarte înjosită, ei ne considerau ca niște persoane de gradul 2. Deci vă dați seama, dacă faceți o căutare unde se afla pe atunci ambasada Germaniei, era pe lângă hotelurile fugarului nostru. Și asta e o întâmplare așa care mă face acum să zâmbesc, dar atunci era dureros. Țin minte că mi-am închis copilul în casă, l-am închis singur. Avea pe atunci 6 ani jumate, 7. 7 anișori și stăteam cu frica cât o să dureze acel interviu. Ei ne întrebau unde plecați, de ce plecați, vin sărbătorile de iarnă. Vă zic sincer, din tot grupul am trecut numai 2 persoane. Deci aceia care aveam cont în bancă și aceia care ne-am descurcat în interviu. Restul nu au trecut. Când ne-am pornit de la hotelul Cosmos, era un grup de 16 persoane într-o rutieră, care, țin minte, în Ungaria ne-au întors înapoi și colindam printr-un oraș. Eu credeam că ne-am pierdut, dar băiații câștigau din timp că la vamă să putem trece mai ușor. Dar am dat peste o năpastă în Austria. Când au controlat documentele italienei la intrarea în Italia, o doamnă avea numai 10 dolari cu ea. Și țin minte, polițistul l-a întrebat, unde mergeți? Noi am spus că suntem oameni de afaceri, mergem în Italia, fiindcă toți în rutieră mergeau spre Germania. Și el a întrebat, ce fel de Italie dacă voi nu aveți 10 dolari cu voi, adică doamna nu avea? Ce fel de turiști? Noi am spus că mergem la Milano, fiindcă suntem oameni de afaceri și vrem să vizităm Milano. Și atunci ne-am întors înapoi. Șoferul a zis că eu vă las aici, vă dați seama, oraș de frontieră. Eu mă uitam la munții ceia și am zis că eu pe jos mă duc, dar nu mă întorc înapoi, fiindcă 2400 de dolari erau, să zicem așa, din banii mei, numai 700 împrumutasem de la rude. Pe atunci când trebuia să plec, soacra și prietena mea, Lenuța Țurcan, îmi lau prin Ialoveni și se rugau în genunchi, plângeau, fiindcă eu aveam viză în mână și îmi lipseau 100 de dolari și nimeni nu dorea să-mi dea. După asta eu foarte multe persoane care n-au dorit să-mi dea, este datorită mie Italia, le-am împrumutat mulți bani și au ajuns. Dar atunci nimeni nu dorea să-mi dea bani să plec. Și vă ziceam că mă uitam la cei munți și am zis că eu trebuie să ajung, fiindcă 2400 de dolari sunt mulți, dar eu am un scop. Mă duc acolo, stau un an de zile, revin, îmi cumpăr un apartament al meu și viața merge înainte. Cel mai dureros a fost când m-am despărțit de feciorul Dima. Scuze-mă. Eu credeam că am superat momentul ăsta, dar nu. L-am lăsat cu sora mea Natalia, care pe atunci era domnișoară. Nu avea încă copiii ei, nu era căsătorită, deci l-am lăsat cu ea. Și le-am promis că, uite, eu plec, o să te ajut cândva și eu pe tine. Ea a rămas cu băiatul. A fost crescut la Ialoveni într-un cămin foarte rece și problematic. Dar a fost alături tot timpul mama mea, care era în viață atunci, și sora s-a descurcat, să zicem așa. Deci momentul era, a fost foarte dureros, fiindcă eram la hotelul Cosmos, el are niște ochi mășcați frumoși și mă privea uimitor. Nu a zis nimic, nu a plâns, dar a spus că a plâns acasă. Și după 3 ani când am revenit, m-am culcat lângă el. Și el toată noaptea așa atingea să vadă dacă eu nu am fugit. O, Doamne, scuză-mă. Deci el toată noaptea nu dormea și punea mâna să vadă dacă eu din nou nu am fugit, fiindcă copiii noștri credeau că noi i-am abandonat. Și asta este o problematică copiilor noștri de generația 1-5, așa cum îi numim noi acolo, care credeau că mamele i-au abandonat și au fugit, i-au lăsat în voia sorții, mai ales fiind băiat, băiații sunt mai sensibili ca fetele și depinde și cu cine ești copiii. Ne scriam numai prin scrisori, momentul desigur a fost foarte durut, eu tot drumul am plâns și nu-mi imaginam cum o să lăs copilul pe un an, dar s-a primit așa că l-am lăsat 3 ani, fiindcă toți cei care sunt în Italia știu că autoritățile italiene
Am așteptat permisul de ședere 3 ani. Din pricina că au greșit o literă sau din pricina că lucrează persoane incompetente sau ne făcea să așteptăm. Deci am o soră 7 ani așteptat și copiii au stat acasă fără ei. Băiatul, acum când vorbim după ani de zile, deci el nu mă acuză, nu nimic, dar când am venit în Italia a fost necesar de o perioadă oricare ca să restabilim relația între noi, mamă și fiu. Și desigur, acum este totul bine, dar la început acel gol care noi am lăsat în viața copiilor se simțea. Spuneam că ne uitam la cei munți înalt și ziceam că noi nu ne întoarcem înapoi. Șoferul ne-a lăsat și a plecat. Era un fric de-ți scărpa maxilarele. Noi ne-am dus la o gară în oraș celălalt, el ne-a arătat, iată aici este gara. Și noi ne-am dus să procurăm bilete spre Italia. Am găsit bilet numai orașul dat. Am biletele acasă, le păstrez, până la Veneția. Din Veneția trebuia să trecem alt tren. În tren, când ne-am urcat, doamna care avea numai 10 dolari, noi toți am ajutat-o. Am pus mână de la mână și n-am lăsat-o acolo. Deci ea a mers cu noi, le-am procurat și ei bilet. În tren era control. Noi când am văzut poliția, noi am spus că ne așezăm fiecare pe scaune diferite. Vă rog, nu toți într-un vagon. Când ne-am trezit, eram toți într-un vagon, până la urmă, fiindcă ne temeam. Nu cunoșteam limba nimeni, nici engleză, nici italiană. Și când am văzut că vine controlul în vagon la noi, eu am ieșit și m-am dus la baie. În baie am aruncat Biblia, o carte care o procurasem înainte de a pleca de pe stradă din Chișinău, oamenii care vând cărți, și dicționarul italian-român. Fiindcă aveam frică de poliție că dacă mă găsesc cu dicționarul italian, român, vă zic sincer, nu țin minte moldovenesc sau român cum era, ei o să-și dea seama că eu mă duc în Italia. Dar noi eram oameni de afaceri care mergeam în Germania. Și când m-am dus să iau înapoi Biblia și dicționarul, nu mai erau. A trecut doamna de serviciu și le-a aruncat. Când am ajuns în Veneția, cunoșteam cuvinte din cei ce am învățat fugitiv, bună ziua, cum vă numiți. Când am ajuns în Veneția, nu știam ce să fac, era o persoană acolo în vârstă, m-am apropiat și am spus Veneția, Roma, per favore, adică vă rog, Veneția, Roma, binarul, noi trenul s-a oprit pe binarul 7, dar eu trebuia să plec pe binarul 1 și acolo erau foarte multe și nu știam unde să o apuc. Îmi pare că așa a fost, sau 4-1. Și dumnealui, țin minte, a luat geanta mea în mână și fugea înaintea mea. Eu în geanta aveam puține lucruri, deci aveam elementar, numai ne-am luat, fiindcă așa ne-au zis oamenii care ne-au pregătit atunci persoanele. Și el fugea cu geanta mea în mână și eu mă țineam fiindcă o aglomerație de persoane în Veneția. Dar nu m-a amăgit, domnul. Eu aveam frică că o să fac ceva, o să îmi fure geanta. M-a dus pe binarul 1, m-a salutat și pe urmă mi-am dat seama că m-a întrebat mai e nevoie de ceva. Dar eu am zis grație, grație, m-am urcat în vagon. Acolo cu toată rușinea erau 2 tineri în fața mea și eu spun pot să fac un sunet? Le-am arătat telefonul că sun. Ei aveau telefon celular, pentru mine era ceva care aici în Moldova vedeam numai la blatnâie, palțe vei, rămai ăștia care ne schimbau banii la piață sau care crâșa veneau și ne cereau banii în bar sau oameni de afaceri, să spunem așa. Și le-am cerut telefonul, ei mi-au dat telefonul, doamna care trebuia să mă întâlnească, n-a venit să mă întâlnească, m-am trezit singură pe peronul gării la Roma. La termine unde trec zilnic mii și mii de persoane. Ora 9 seara, eu nu știam ce să fac, mi-am adus aminte că am ajutat cândva o doamnă din Ialoveni și le mulțumesc pe calea asta, Liuda Cârhei, am chemat Liuda și ea a venit și m-a luat. Eventual, ea trăia și ea la gazdă la alții moldoveni, erau primii care au plecat, deci printre pionieri, cum îi numim noi. Când am ajuns în Italia, era seara și țin minte că vedeam din fereastra trenului casă, unde erau câmpii, dar erau casă care erau joasă, totul era iarnă, dar îmi părea totul ordonat, totul organizat. În tren era cald, era apă cald în tren, lumea nu vorbea cu voci tare, nu mâncau nimeni răsărit, dacă vorbeau la telefon, vorbeau în șoaptă, vinea omul de serviciu și se uita în toaletă dacă este totul ok. A trecut cineva cu căruța aia și ne deservea cu cafea și un brioș. Ceea ce eu când mă duceam după marfă în Odessa, prin tren, eu băiatul îl aruncam peste fereastră,
mi se fura din marfă, trenurile erau ca vagoane pentru, țin minte, numai cu niște scaune așa de lemn. Îl aruncam peste fereastră ca să prindă loc, fiindcă eu m-am ocupat la soacra a deschis un bar. Deci eu mă duceam la kilometru 7 la Odessa, după haine, dar erau perioade când trebuia să ajut și soacra mea la bar și am mai făcut business și cu alți oameni de afaceri prin Ialoveni. Aduceam șproturi și țin minte că luam cărucioare de astea mari care îmblă hamalii prin piață la noi, acum la piață am fost și am văzut. Eu umblam cu așa cărucioare deseori, luam șproturile astea 70 de cutii și țin minte în cutii erau 45, dacă nu mă greșesc. Și le tăriam cu spatele, cu băiatul de la o piață, nu la 7-lea kilometru, dar la altă piață. Și ca să prindem loc în tren, eu aruncam băiatul peste fereastră ca să prindă loc în tren. Asta a fost. Italia m-a impresionat și prin faptul că persoanele, domnul m-a ajutat cu geanta, alte persoane în tren mi-au oferit să fac un sunet de la telefonul lor. Și când m-am dus să caut de muncă, deci fiind acasă la Ostia, am început să învăț limba. Alături era un oficiu de migranți, am început să mănânc acolo gratis, deci am rămas șocată de modul cum ei primeau străinii. Înainte de a pleca am văzut un serviciu în televiziune unde domnul Don Cesare Lodisertu, care activează și acum Republica Moldova, a spus: plecați în Italia, aveți probleme, adresați-vă la Caritas. Deci acest cuvânt eu l-am memorizat pe de rost înainte de a pleca în Italia și m-am adresat la un Caritas. Acolo găseam mâncare la masă, dar luam și sara să am cu mine acasă mere și pâine, țin minte. Chiar și primul an cât am muncit, eu eram mereu la Caritas, luam masă. Tot la Caritas am găsit primul meu loc de muncă și tot la Caritas am făcut primul meu curs de informatică. De limba italiană am făcut la universitate. Deci m-a impresionat modul lor de a face caritate, modul lor de a primi migranții și modul lor de a se comporta cu noi, dat faptului că veneam dintr-o țară pentru dânși exotică, fiindcă când le spuneam Republica Moldova, ei spuneau Maldive sau alții spuneau râul Moldova care trece prin Praga și eu spuneam, nu, Republica Moldova, urs, urs, și când spuneam urs, ei ziceau, dar noi la școală m-am învățat, dar nu ne aducem aminte de țara asta, deci modul ăsta. Prima perioadă, primul meu loc de muncă a fost ca badantă și badantele noastre, femeile de serviciu în casă, ce înseamnă badantă este 24 din ore, tu te afli în casă dat, tu nu ai voie să ieși. Tu ieși numai joi după masă până seara și duminica dimineață până seara. Dar depinde cum te înțelegi cu datorul de muncă. Poți să rămâi și joia să muncești, așa cum fac deseori mamele noastre, și duminica ca să câștigi un ban în plus și desigur la negru. Dar eu preferam să ies joia, măcar să respir un pic aer și să fac niște, să chem acasă, fiindcă în casă nu-ți dădeau voie să telefonezi. Noi primii care am plecat, familiile nu știau de noi cu săptămânile, cu lunile, fiindcă nu aveam telefon mobil, fiindcă nu aveam nicio legătură, numai prin intermediul la scrisori. Eu scriam scrisori și duceam prin coletele care erau la Roma, plecau spre Republica Moldova. Deci, primul job, mâncam în casă. Noi, badantele, mâncăm în căsele lor, ceea ce îți oferă ei. Dar duminica, eventual, trebuia să ieși din casă. Neavând bani, m-am dus la Caritas, am aflat că se poate de făcut așa un fel de tesera, se numea un carnet de migrant, care mi oferea posibilitatea să mănânc gratuit la Caritas. În fiecare duminică eu mergeam și mâncam acolo. În afară de aceasta, Caritas, vreo 3-4 ani de zile am luat de la Caritas tonno, care voi îl cunoașteți acum ca peștele ăsta în conserve care îl folosiți cu macaroane sau în alte delicii. În afară de asta, paste, orez, ulei, haine, toane am trimis în Republica Moldova. Toate mamele din Italia. Noi la început nu aveam bani, fiindcă nu aveam bani de buzunar. Mi-am făcut un fel de teseră care să circul lunar, să nu achit biletul dus și întors. Pe atunci nu erau organizații, pe atunci nu erau asociații, pe atunci ambasada Republicii Moldova s-a deschis în timp. Noi nici idee nu știam că există ambasada Republicii Moldova. Biserica s-a deschis după ceva timp. Noi stăteam la termeni unde era locul moldovenilor, unde se întâlneau moldovenii și căutau de lucru sau își schimbau telefoanele.
Pe atunci la Roma era o școală abandonată, nu, două școli unde dormeau moldovenii, își construiau din faneră, cum aduceau bărbații de la muncă sau femeile, își construiau camere. Erau moldoveni care vendeau locul de dormit, erau moldoveni care vendeau locuri de muncă la termene sau în alte... Sau una, am înțeles că s-a pus de acord cu datorul de muncă, lua femeile la muncă și peste o săptămână oarecare își băteau joc de ele, în sens că le tratau rău și femeia pleca. Și în așa mod, moldoveanca noastră a găsit o modalitate să facă bani. Deci, dacă moldoveanca pleca după o săptămână, ea lua pe alta. Deci, cu datorul de muncă s-au acordat. Au fost foarte multe, foarte multe cazuri de acest gen. Se întâmpla că tu pleci la termene locul moldovenilor de întâlnire, se apropia o moldoveancă și te întreba, ai nevoie de muncă? Da, o ducea acasă la bătrână sau la bătrân, dar ea era în acord cu italianul, că uite, o tratez rău, face în așa mod ca ea să pleci. Și desigur, la unele umilințe, la unele atingeri, că italienii mai îndrăzneau să atingă femeile noastre sau la unele... umilință atât de mare nu rezistau femeile noastre. Aceste femei, chiar dacă aveau avansuri sau chiar dacă își băteau joc de ele, ele nu suportau și plecau. Moldoveanca dată lua altă femeie și în așa mod ea câștiga foarte mulți bani împreună cu italianul și asta este un caz concret. Deseori în Italia se vindeau locurile de muncă și nu numai la Roma, și la moment se vând locurile de muncă. Și la moment este o migrație silențioasă, aș numi-o, din Republica Moldova, a femeilor cu pașaport biometric, mai ales în sudul Italiei, care lucrează la negru și li se ia pașapoartele. Ei vindeau locurile de muncă începând cu 300 până la 450 de euro. Există și în ziua de azi, nu este secret. Sau multe femei plecau acasă și spuneau, eu plec, îți lăs locul de muncă, tu îmi dai un salariu. Deci dacă locul de muncă costa 1000 de euro, tu primul salariu trebuie să-l dai persoanei care te-a lăsat la muncă. Salariul, ca să vă zic despre istoria mea personală, când am ajuns în Italia, primul salariu l-am avut în lire. Atunci exista lira și mare mi-a fost mirare când mergeam la piață și italienii aveau un fel de calculator mic unde ei făceau calcule o liră câți euro. Dar noi făceam calculul este deja în minte, deci când m-au trimis din casă să mă duc la piață să procur ceva, eu nu înțelegeam de ce toți aveau aparatul ăsta. Și eu zic, cum? Noi am învățat, noi făceam calcule foarte repede, da? Dar ei încă primul leafă l-am avut în lire, s-a primit 430 de euro. Am muncit așa cu leafa aceasta un an. În familie dată, primul job l-am obținut la o biserică, cum spuneam, la Caritas. Acolo mergeau persoanele noastre să găsească un loc de muncă. Când am plecat acolo, a venit un domn așa, îmbrăcat frumos, care căuta o doamnă pentru mama lui. În sală erau numai femei din Peru, femei din Filipine și eu unica moldoveancă. Țin minte că când am plecat în Italia, m-am dus la Detski Mir, cum spunea pe atunci, la magazinul ăsta să-mi procur haine. Și o doamnă care vindea haine, fusese în Italia, dar s-a speriat ce a găsit acolo, nu vroia să facă acest gen de muncă badantă și a revenit înapoi. Și ea mi-a zis, pentru ce căutați o geacă mai caldă, ceva în cap? Eu zic, eu plec în Italia. Și ea mi-a zis, eu te rog, eu îți dau un sfat, prietenește, îmbracă-te cât mai simplu, nu te du pe tocuri înalte. Ia-ți ceva călduț ca acum iarnă și mulțumesc, eu nu știu cine doamna dată, eu mi-am luat o geacă cât mai călduroasă, un fes în cap, dar m-am dus cu tocuri înalte, fiindcă nu aveam altă pereche din încălțăminte. Și de ce spun asta? Fiindcă printre femeile astea care sunt micuțe de statură filipine, peruviane, eu eram cea mai înaltă. Și nu eram vopsită, fiindcă am fost pregătită cum să mă prezint la acest colocviu de muncă. Și domnul m-a notat din toate femeile astea și zâmbeam, permanent zâmbeam. Doamnele filipine și stăteau triste, ele știau limba, eu gângâiam câte puțin. Domnul m-a selectat pe mine, în timp ce eram selectată, eu zâmbeam. Dar de ce zâmbeam? Fiindcă când plecam cu rutiera din Vulcănești spre Turcia, erau foarte multe femei de-a noastre care mergeau să facă genul ăsta de muncă. Și ele spuneau așa, noi acolo mergem la niște întâlniri cu turcii și ne aleg ca pe niște vaci.
Eu atunci mă simțeam că sunt om de afaceri. Eu mă duceam după marfă, costume sportive, cămași de bike, velur, chestii care pe atunci se importau din Turcia în Republica Moldova. Dar ele mergeau la muncă. Toată rutiera era cu 20 de persoane, 20 de găgăuști și numai eu eram cu ele împreună. Și eu când în momentul domnul Ceala m-a ales, eu am început să râd. Râdeam isteric. Zic că am ajuns și eu să fiu aleas ca o vacă, așa m-am gândit, sincer. Fiindcă, de ce? Fiindcă el a spus, pe urmă am înțeles, el a spus că mama mea face tot în pat, mama mea stă la pat și am nevoie de o persoană puternică, înaltă. Și el m-a ales în baza la mușchi. Deci este așa o frază a unei sociologă în Italia care spune că Italia a cerut brațe de muncă, dar au venit persoane. Deci eu mă consideram o persoană, dar am fost aleasă în baza la constituția fizică mea. Când am intrat acolo în casă, doamna de care trebuia să am grijă era la pat și a vomitat. Asta a fost primul lucru care eu am văzut. Deci eu nici acum nu știu cum se spune la faraș în italiană. Fiindcă așa de tare m-a șocat că el mi-a zis du-te și ia, iată, nu ți-mi minte cum se spune și nu vreau să știu cuvântul dat. Și mătura vine și șterge. Și eu am colbat ochii, mă uitam în jur și nu înțelegeam, fiindcă nu știam limba italiană. Am fost norocoasă, fiindcă în casă era încă o persoană din Polonia. Și ea a venit și mi-a arătat, ăsta se numește așa și asta este mătură. Am strâns, am spălat din urmă. A doua zi a venit o asistent sanitară care m-a învățat unele tehnici care te învață cum să ridici bătrâna. Fiindcă foarte multe femei de-a noastre au probleme la spate, foarte multe femei au probleme de discuri, foarte multe femei au probleme, cum se spune la noi în popor, eu nu știu cum se spune, se duce matca în jos, eu nu știu cum se spune limba medicinei, fiindcă nu le-a învățat nimeni cum să ridice anume acești bătrâni, da? Cum trebuie să iai de subțiori, să-i ridici în sus, genunchii tăi pe genunchii lor, fără să faci sforțare la spate. Și prima zi m-a învățat doamna care a venit lucrul acesta. Țin minte că dormeam cu ea în cameră. Ea se scula foarte des noaptea. Am avut norocul să nu-mi sune clopoțelul la cap, fiindcă foarte multe femei de-a noastră și acum se trezesc cu clopoțelul noaptea, mai ales care lucrează cu femei bolnave de Alzheimer, Parkinson, demență senilă. Eu, fiind aici, domnișoara care din Polonia, numai ea făcea cumpărături, eu nu puteam să ies deloc din casă, mâncam ce îmi oferea ea, cu bătrânii la masă, mâncând la masă cu bătrâna îi cădea dentiera în farfurie, eu trebuia să înghit și să merg înainte, uneori mi-era foame, nu aveam bani, dar când mergeam la Caritas, luam niște biscuiți și îi puneam deoparte ca să am pentru zile negre, cum își mâncam noaptea pe sub ogheal. O, Doamne, Dorin, îmi trezești niște amintiri, scuză-mă. În Italia nu că nu ne oferă de mâncare, dar bătrânii. Noi cu toții știm că ei nu se alimentează așa cum se alimentează unul tânăr. Seara, deseori, la cină bătrânii mănâncă numai o minestrină, așa spun ei. Dar minestrina asta este un fel de apă cu verdură, da? Cum la noi bulion, și cu o recuță de macaroane, pastin, albrod, așa spun ei. Sau puteau să mănânce numai niște mazăre fiartă cu un ou. Dar tu care muncești toată ziua, deci trebuie să speli casa, wc-ul, să ridici bătrâna, să faci eforturi, casele erau mari, case mari de... Avem femei care lucrează în casă de 500 de metri pătrați la 3 etaje, călcat, la dâns și femeile noastre călcăm și chiloții lor, călcăm tot, deci totul se calcă. Și mai ales cu timpul am început să merg la ore, joie când eram liberă, mergeam la o italiancă și duminica mergeam la altă italiancă. Deci eu practic nu aveam foarte mult timp liber. Femeile noastre deseori încearcă să aducă în casă, pregătească ceva de-al nostru, dar ei încep că putea usturoi sau nu ne-a fumegat casa sau nu pot să-ți permit să folosești gazul meu, fiindcă trebuie să folosim plita de gaz. Deci e foarte multe mame de ale noastre, foarte multe mame de ale voastre, dragi conaționali,
mănânc pe deascuns sau mănânc sub plapumă noaptea ca să nu fie văzute de bătrâni. Deci la mine s-a întâmplat că munceam din greu și fiind la ore joia și nu reușeam să mă duc la Caritas. Duminica trebuia să fug la Caritas, la Ostia, să mănânc, să-mi iau ceva seara și de la Ostia trebuia să iau trenul să vin înapoi. S-a întâmplat că am leșinat în Roma odată, dar înainte de a leșina am făcut un sunet bărbatului cu care stau acum deja 20 de ani, consortul meu. Am sunat și am spus că eu mă aflu la Valea Aurelia. Și am spus număr, am spus unii mă aflu la bar și am leșinat când am zis mă găsesc în bar. Cum spuneam, joia noi ieșeam, eu ieșeam și făceam ore prin Roma și bunica la care mă duceam este alt aspect. Te duceai, dar dacă eu ieșeam din casă după ce am mâncat prânzul, pe atunci prânzul consista, era dintr-o farfurie de macaroane cu o lecuță de roșii, de tomat. Trebuia să fug la ore, la ore, ce înseamnă la ore? Sunt diferite de categorie de migranți, badante, colf și babysitter. Femeile noastre fac aceste munci. Colf asta înseamnă că tu te duci la ore la o persoană, de la o oră anumită până la o oră anumită, 3 ore, tu nu te oprești deloc. Mai ales dacă datoarea de muncă stă lângă tine, așa era atunci când nu știi limba. Și când stă datoarea de muncă lângă tine, tu 3 ore numai la viceu poți să pleci. Desigur nu-ți oferă nicio cafea și pur m-am înțeles și dădeam sfaturi la alte femei că când vă oferă o cafea și vă zice să vă așezați, așezați-vă și luați cafeaua, fiindcă noi ne rușinăm. Dar cum sunt italienii? El îți propune odată. Dacă tu nu accepti, el nu-ți mai propune deloc. Și asta a simțit-o pe pielea mea în foarte multe ocazii. Dorin, dacă îmi permiți, o să-ți explic ce face o badantă. Deci depinde, cum am spus la început, sunt diferite categorii de oameni bolnavi în Italia. O badantă depinde de norocul ei unde a mers. Dacă bătrânica este la pat, eu mă sculam dimineața, o să fac exemplu pe mine. Eu mă sculam dimineața, în primul rând trebuia să-i schimb pampersul. Și când deschiți, mai ales vara, când e soare, închipuiți-vă o bătrânică din 90 de ani, când deschiți pampersul, ea toată noaptea a urinat sau a făcut ceva altceva. Trebuie de schimbat pampersul. În afară de aceasta, trebuie să fii foarte atent cum o întorci pe o parte, pe alta. Depinde ce grad de invaliditate are, depinde ce dificultăți are persoana dată. Dacă eram în două, eu am avut noroc să fim în două cu fetița din Polonia, urdicam ambele și o duceam în baie să o spălăm, în bidă. Deci îi făceam igiena personală. După aceasta, din baie mergeam să luăm primul dejun. Desigur, după primul dejun trebuia să aveam așa un scaun înalt care l-am trimis în Moldova pentru o persoană invalidă după ce a murit bătrânica mea. Noi toate trimitem acasă după ce ei mor panoloni, toate instrumentele acestea cu care ei se mișcă prin casă. Noi toți vrem să ajutăm cei care au rămas acasă, rude sau nu. Eu le-am trimis la oameni străini, în Puhoi sau unde era nevoie. Noi trebuia să luăm bătrânica și cum ne-a învățat asistenta care venea, să o punem să meargă prin casă jumătate de oră. Tu trebuia să stai lângă ea ca ea să nu cadă. După aceasta, dacă eram vară, noi ne transferam în alt oraș, foarte multe femei se transferă cu ei la munte sau la mare. Dacă bătrânica este în grad să meargă, tu ești nevoit, nu ești nevoit. Noi spunem, mulțumim Domnului că reușim să ieșim afară, să ne plimbăm un pic cu bătrânei în parc, fiindcă respiri și tu un pic de aer, vezi lume, comunici, vezi un câine, vezi un copil, vezi ceva în realitate. Dar femeile care nu reușesc să iasă din casă, toată ziua este cu acea bătrânică și nu iese deloc. Deci ies numai joia și duminica. După ce bătrânica a mers prin casă, noi, țin minte, o așezam la televizor, trebuia să avem grijă de ea, să o acoperim ca să nu răcească, să o peptănăm, să-i facem prima, în afară de prima igienă, să-i tăiem mustețele dacă are musteț, să-i spălăm dantura cu diferiți detergenți, să punem dantura aceea într-un fel de lichid care să-i ucidă microbii din gură. Adică asta era până la prânz. După ce a mâncat bătrânica la prânz și noi mâncăm cu ea la masă, ea mânca diferit de noi, fiindcă era bătrână, nouă ni se ofera, să minte, macaroane. Și chiar dacă mâncam macaroane, la ei doza pe cântar erau 80 de grame cu o lecuță de tomat deasupra. Eu slăbisem foarte mult, am plecat, dar nu era problema asta, pur și simplu când ești slab, tu nu ai puteri ca să o ridici. După asta, bătrânica mergea la somn. Ceea ce este la italieni specific, ei e pizolino, așa se numește,
Pisolino Pomediano, adică ei toți după masă dorm și nimeni nu are dreptul de la ora 1 până la ora 3 sau de la ora 2 până la ora 4 să ne sune în casă. Niciodată nu s-a întâmplat cât eu am lucrat acolo ca cineva să facă un sunet, nici rudele. Alt aspect este că după ce se scula bătrânica după masă, noi din nou se începea procedura cu panolonul, dar în zi noi trebuia să fim atenți dacă ea face tot în panolonul ăsta, în pampers, să o schimbăm, să o spălăm efectiv. Odată în săptămână îi făceam un fel de duș, scaune speciale pentru duș, scaune speciale unde stă așezată, scaune speciale cu care o plimbăm prin casă, scaun special care merge pe stradă, scaun special care o ajută să se miște prin casă. Deci erau vreo 8 feluri de bunuri care ia se mișca prin casă sau ieșa afară. Mie mi s-a întâmplat că eu eram cu doamna din Polonia în casă, noi mâncam numai la prânz, cină și gata. Eu de rușine nu mai deschideam frigiderul, dar nici nu aveam voie. Deci ceea ce se mânca, se mânca și atât. Cunosc sute de cazuri, în 21 de ani am vorbit cu mii de femei de ale noastre, unde bătrânica, spre exemplu, Sara, uneori bătrânica mânca acea minestră, da? Și la badant o întreba, dar și ți-ai ți-a mânca? Adică că cum ar fi că mănânci și tu? Putea să nu-i oferi nimic de mâncare. Am citit o carte, este o doamnă din România, scrie cărți pe istoria acestor femei și a ei personală, când a mâncat un ou și a strâns corjele repede să nu vadă bătrânica că rămăsesc 3 ou în frigider ferte, a strâns corjele și s-a dus și le-a îngropat în grădină după casă, ca bătrânica să nu vadă. Dar a avut noroc, fiindcă bătrânica era Alzheimer și nu ținea minte câte ouă a fiert. Dar dacă bătrânica e de asta ageră, care merge pe picioare, care ți numără și, cum se numește, știe ce este în casă, la dânși totul este pe normă. Sau, spre exemplu, cafea, nu poți să faci când vrei tu cafea, servești o cafea în timpul zilei. În timp, în ani, dacă tu locuiești în casa dată, 20 de ani, 10, 5 ani, deja ei intră într-o armonie cu tine, deja te cunosc și fiicele și îți permiți unele lucruri. Când o badantă intră în casă, nu există bunica și ea, există și fiul sau fiica sau rudele care se formează un triangol, un triunghi. Și ea nu are raport numai cu bătrânica, cine o plătește e deasupra piramidei. Și ea trebuie să intre într-o simbioză cu datorul de muncă sau să comunice, dar deseori sunt conflicte, fiindcă acești datori de muncă, acești fii, fiice, aduc de călcat la femeile noastre, mai ales dacă locuiesc în căsă de astea mari, unde trăiesc toți într-o casă, fiindcă la dânși familia e sacră, și locuiesc uneori bunica, un ficior, o fiică, rude prin toate părțile, mai ales prin satele astea departe de orașe sau orașe mici. Și ea este nevoită să calce la toate rudele, dar la dânși scalcă, începând de la chiloței și până la cerșafuri. Totul se calcă. Și femeia nu are timp liber. Uneori femeile noastre preferă să rămână în casă, iată, și să facă suplimentar, dar deseori sunt cazuri care nu sunt plătite pentru munca dată și de ele se profită. Eu am avut ocazia să muncesc la Caritas, unde persoanele vineau și cereau locuri de muncă. Păi iată, datorii de muncă când chemau la telefon, primii ani, în 2006 am lucrat, un an, când mă chemau la telefon, ei spuneau, vă rog frumos numai să nu aibă dinți în gură de aur, că voi tăti care veniți din Europa aveți dinți de gură de aur și eu mă tem ca să nu mă furi în casă. Au fost perioade când bunelile nu vroiau femei din România, fiindcă televiziunea italiană vorbeau foarte urât, dacă era un caz eglatant de umor, de viol, toată televiziunea vorbea. Dar când o bădantă moare și organele ei sunt donate de către rude italienilor, nimeni nu vorbește. Deci acolo când apare ceva grav, am fost invitată într-o emisiune la televiziune la ei, tematica era că femeile din Est vin și fur bărbații lor. Așa se numea, done de l'Est, rubacore de oameni italiani. Am sunat domnul ambasador, pe atunci era domnul Rusnac, îi doresc sănătate, și zic, domnul Rusnac, eu nu știu, să mă duc la emisiunea asta, dar asta este o așa de... Nu-mi pare frumos, fiindcă eu stau cu un italian și nu pare corect. Și el zice, dar tu ai furat bărbatul cuiva? Eu spun, nu, soția lui a decedat în același an, în același zi cu tatăl meu. Și el spune, păi du-te, el așa ne numea copiii mei, fata tati, a fost un ambasador foarte, foarte bun. Și zice, du-te, dacă n-ai să duci, tu cine a să duc, tani? Cine a să aibă curajul ăsta? Și am plecat la RAI, televiziunea națională. Dimineața când toate bătrânile și badantele cât fac mâncare la bucătărie ascultă.
Am intrat acolo. Desigur că ei te iau cu mașina, te duc, îți fac tot, te pregătesc. În timp ce ne vopseau pe față, eu alături stătea italianca la care o româncă i-a dus din, i-a scos soțul de sub nas. Ea așa s-a uitat de sus în jos la mine foarte urât. Și după asta a fost necesar să intrăm în studio. În studio era un platou italien, vreo 20 ceva de italieni, dacă nu mă greșesc. Și când s-a început emisiunea, s-a început cu, iată, ele vin și lucrează în casele noastre, astea din Est Europa. De ce spun Est Europa? Înaintea noastră, prima migrație în anii 90 a fost femeile din Capo Verde, peruvieni, filipini și pe urmă noi, după ce a căzut Uniunea Sovietică, polonezele, pe urmă am venit noi, ucrainecii, moldovencii, româncii. Și ea, mă rog, când am intrat în studio, m-am gândit acușo să mă ataci, ce să spun, ce, cum să mă comport, fiindcă eu reprezint aici o categorie de femei de-a noastră. După ce s-a terminat emisiunea, cei doi jurnaliști au spus, dar tu ai mai lucrat în televiziune, ai avut ceva cu jurnalismul? Eu spun, nu. Păi zici, te-ai descurcat de minune. De ce? Fiindcă eu am început să mă atace din studio. Acolo nu s-a arătat tot ce a ieșit în fir. Și prima secvență care m-a spus pe televizor a arătat cum, iată, la femeia asta, o româncă, mai tânără, i-a dus bărbatul de sub nas. Eu în așa mod am aranjat lucrurile, când eu am început să-mi fac întrebări în studio, eu am povestit, păi iată și soțul meu a plecat la Moscova și nu s-a mai întors după 5 ani. Și doamna cu care stă rusoaică, eu nu am nimic cu ea, fiindcă nu, suntem femei. Și până la urmă am rămas prietenă cu bătrânica dată, am plecat împreună cu taxiul, ne-au dus acasă și ea încă mi-a oferit loc de muncă pentru o femeie, pentru o altă cunoscută de ei, dar când s-a terminat emisiunea, ea a sfârșit cu cuvintele: a făcut bine că mi l-a luat, fiindcă eu acum sunt liberă, mă duc la palestră, ies și joc cărți, mă duc cu prietenii mei, fiindcă în Italia bătrânii și copiii sunt o categorie foarte protejată de statul, legile italiene. Bătrânii pe stradă la mine au un centru cultural unde ei pot să duc să facă bicicleta, să învețe calculatorul, să socializeze, să joace jocuri de masă foarte distractive. Se întrunesc și pleacă deseori cu autocarul prin călătorii religioase sau Fatima sau prin Paris sau prin diferite țări a lumii, fiindcă pensia le permite. Deci eu am avut noroc cu locul meu de muncă cu prima bătrânica mea, fiindcă ea nu vorbea. Ea comunica cu ochii. Și când a murit, eu plângeam mai tare ca rudele. La dânși nu există chestia că 3 zile îl ții în casă, eu țin minte că au dus-o la cimitir. Și eu când am văzut că ei nu pregătesc nimic, eu m-am dus la magazin, am vorbit cu o verișoară de-a lor și am zis că poți să-mi dai, te rog, 50 de euro, eu că să fac un bine, să comparte bine cu mine. M-am dus la magazin și am procurat să minte salam, dar ei nu prea iubesc salam, nu mănânc salam. Am procurat salam, o sticlă de vin, pâine. Eu credeam că ea să vină pe urmă toți acasă. Ei n-au venit acasă, rudele. Noi ne-am dus acolo la cimitir, au pus-o în... Așezat-o în scripta, sau cum se spune, nu țin minte acum, s-au luat rămas bun toți de la ea, o liniște mortală, ce e cum vedeam noi în filmele Maria Jose, da, erau așa gen de filme pe atunci, în liniște totală, nimeni nu a plâns, nimeni nu a vărsat o lacrimă, dar eu cu fata din Polonia plângeam, fiindcă am rămas fără muncă. Eram unicele care plângeam la mortul celălalt în cimitir. Cunosc foarte multe femei care au văzut să moară 4, 5, 6 bătrâni. Femeile care sunt acolo deja de 25 de ani, prin mâinile lor au trecut foarte mulți bătrâni care au decedat. Ceea ce este grav pentru societatea noastră aici, dar mai ales pentru noi care suntem acolo, că noi avem grijă de copiii lor, de părinții lor, de casa lor. Pe când aici, în Republica Moldova, părinții noștri șed singuratici prin sate și îi vedem numai o dată pe an atunci când datorul de muncă îți permite să mergi acasă. În Italia, noi permitem la alte femei să se dezvolte, fiindcă ele muncesc. Noi permitem la alte familii să fie unite, fiindcă noi menținem curățenie în casă, avem grijă de bătrânii lor, cândva aveau grijă ei de bătrânii lor. Dar în anii 68, când a avut loc Revoluția Sexuală sau Revoluția Femeilor, când au cerut și ele drepturile în Italia, au început să muncească, au început să aibă dreptul la divorț și iată, ele își permit acum să aibă femeie de serviciu. Ceea ce eu nu știu dacă femeile noastre o să-și permită la revenire. Fiindcă o să avem o criză, eu presupun că peste vreo 10 ani o să revină în țară acele femei care au plecat ca mine cu 20 și ceva de ani în urmă. Multe din ele au muncit la negru, multe din ele au trimis toți banii acasă și au intrat într-un vârtej din care nu mai văd ieșirea. La ce mă refer? Când au plecat, au lăsat copiii mici,
Între timp, ca și mine, s-au gândit că vin pe un an în Italia. Între timp, copiii mergeau la școală și nu au avut bani suficienți ca să adune, fiindcă noi trebuia să mai dăm și datoriile. Și uitați-vă că sunt moldoveni care au luat la 30%. Sunt foarte mulți care trebuiau să lucreze 3-5 ani, ca rudele mele, 3 ani au muncit, n-au văzut copiii 7 ani, ca să întoarcă acele datorii. Pe urmă începi să muncești pentru tine. Deci cei care sunt acasă nu comunică cu noi și nu știu aspectele astea. Deci aceste mame au intrat într-un vârtej. Copiii, când ne duceam, uneori nici nu le spuneam, noaptea, pe ascuns. A mea au văzut că n-am plecat, dar mulți n-au văzut că mamele plecau, fiindcă mamele nu vreau să trăiască durerea aceea de despărțire. Și ne simțim vinovate. Noi rămânem acolo și trimitem bani acasă. Copiii fac grădiniță, apoi merge școala. La școală se încep a cere unele economii pentru caiete, pentru creioane, pentru învățători, pentru profesori, pentru fondul școlar. Mamele rămân ca acești copii să crească, după aceasta se începe liceul și copiii pe urmă vor să meargă la o facultate, la universitate. Mamele rămân ca copiii să își plătească universitatea, au devenit private unele universități, să-i mențină cu haine și cu îmbrăcăminte. Între timp, soții nu găsesc aici de muncă și mamele îi susțin. Apoi, acești copii se îndrăgostesc. Mulți din ei se căsătoresc, la noi se căsătoresc tineri copii aici și ele rămân ca să facă bani de o nuntă. După nuntă apar nepoți. După nuntă, copiii încep să spună, mamă, dar eu nu vreau să mai stau la țară sau nu vreau să stau în căminul ăsta, fiindcă foarte mulți din noi am plecat de prin căminile Chișinăului, Ialovenilor și tot așa mai departe. Noi vrem un apartament. Și iată această mamă badantă rămâne ca să facă un apartament la copii. După apartament, acești copii spun, mamă, aici nu am găsit nicio perspectivă, m-am format, am studii superioare, îți mulțumesc, dar eu vreau să plec în Canada. Sau eu vreau să plec în Germania, sau eu vreau să plec în... Nu vin în Italia copiii noștri. Fiindcă am fost invitată la un congres unde m-a invitat Tatiana, au dispărut badantele din Est, ce se întâmplă? Și eu am întrebat, cer scuze, dar la noi Moldova nu este un sac unde ies permanent oamenii, fiindcă foarte mulți nu vin numai în Italia. Ei credeau că moldovenii se duc numai în Italia, fiindcă limba este aproape de limba neolatină italiană, deci limbile și mulți se duc acolo din femeile noastre. Foarte multe femei badante au reușit în timp să-și aducă soții, s-au dus pe contul lor, au devenit oameni de afaceri, avem în jur de 6.000 de oameni de afaceri, au deschis bărbații pe șantier, lucrează pe șantier, dar iată copiii lor nu mai vor să rămână în Italia. Deci ei pleacă în alte țări mai dezvoltate, fiindcă Italia nu ne permite să muncim pe profesia noastră care am avut aici în Italia, deci din păcate acordurile acestea care ne-am format aici în Moldova. Și din păcate și copiii italienilor acum la moment foarte mulți pleacă spre Londra și țări mai dezvoltate. Din păcate. Mamele noastre care au copii acum plecați în străinătate, foarte multe povestesc cum dacă cândva cu copiii lor comunicau prin tesere de astea electronice la telefonul din stradă, apoi prin Skype, acum comunic copiii lor prin WhatsApp sau prin Viber. Dar acești nepoți nu mai vorbesc, care se nasc în țări străine, nu mai vorbesc limba bunicilor și ele, din păcate, nici nu pot comunica cu nepoții lor. Și avem o generație de mame care s-au sacrificat și avem o generație de copii tineri care s-au format aici și iată, dacă ați observat la alegerile, ultimele alegeri, eu am analizat cine stătea în rând în Germania să voteze. Toți erau tineri, eu aproape n-am văzut persoane de vârsta mea. Sau la Londra, sau în Canada, deci Canada au alt mod de a integra persoanele și acolo pleacă familii cu tot copii, oameni specialiști, care din păcate, dacă Canada le oferă posibilități, ei nu o să mai întoarcă în Republica Moldova. Și aici în țară o să avem problemă socială când aceste doamne din Italia o să revină, fiindcă nu toate o să-și permită să rămână acolo cu pensia socială care e de 500 de euro, dacă nu mă greșesc. Nu toate au copii care acum asistăm la un fenomen, unii moldovenii vând aici uneori apartamente sau iau bani de la bancă și își procură acolo apartament sau casă. Ele nu o să vrei să împiedice la copii, dar știți, mai este un sentiment când tu vrei să vii să mori în țara ta. Nu de mult am fost la prezentarea unei cărți, care așa se numește Imigrantul, unde autorul principal era un ebreu, dar eu m-am regăsit fiindcă el spune, noi imigranții oricum vrem să murim în țara noastră. Adică să mergem acolo. Și în afară de asta, la un congres, m-a întrebat o doamnă, o italiancă, tu în ce limbă gândești? Eu spun, după 21 de ani gândesc în italiană. Sincer, eu când lucrez acolo, eu gândesc în italiană. Dar când plâng în limba mamei. Așa le-am zis.
Noi în Italia, eu după cum am descris în această cărțulie, asta este teza mea de la universitate, fiindcă în timp după ce am lucrat ca badant, am făcut mai multe cursuri în Italia, am reușit să deschid o asociație pentru moldovenii noștri, fiindcă făceam cursurile astea, am cunoscut un domn care în Republica Moldova i s-a oferit titlul de persoană grată în Republica Moldova, Franco Piteu, și care m-a ajutat să înțeleg cum se gestionează asociații. Am făcut și niște cursuri de mediator intercultural și bacul, nu am avut studii superioare aici în Republica Moldova, am făcut bacul, licența în științe sociale și două masteri în Republica Italiană. Unul mediator intercultural și altul în ceea ce ține de sectorul 3, deci asociațiile și întreprinderile sociale. Deci în această carte am descris foarte bine situația femeilor noastre, ce este sindromul italian, o tematică care pe italienii doare și nu prea vorbesc. În România se studiază acest sindrom. Am avut legătură cu jurnaliști italieni care au mers și au studiat la Iași, la Socol, acest fenomen, fiindcă acolo sunt femei care vorbesc pe coridoare limba italiană. Deci, ce este sindromul italian? Aș vrea să vă zic în câteva cuvinte cum l-am descris eu din studiile care am făcut ce este sindromul Ulise. Și am descris ca pierderea simțului maternității uneori, sentimentul de debusolare, cel de vinovăție, rătăcire, tristeță persistentă, oboseală, insomnie, incapacitatea de a-și găsi propria identitate, fiindcă uneori eu mă gândeam cine sunt moldoveancă sau sunt italiancă. Și așa cum spunea Simmel, un sociolog care în Franța a activat, migrantul odată ce a plecat, el o să fie toată viața migrant. Chiar dacă eu vreau acum să revin aici în țară, oricum sufletul meu este și acolo și aici. Deci asta până la moarte. Din păcate, aceste femei sunt foarte studiate acolo în Italia, dar aici în Republica Moldova încă nu a apărut nimic scris din ceea ce italienii ne studiază pe noi. De ce eu tot timpul am ținut ceva să public, ceva să scriu, ceva să aduc la cunoștință în mass media și am publicat această cărțulie care descriu fenomenul femeilor noastre, deci badante, și descriu chiar și rolul asociației. Aș vrea să vă citesc câteva cuvinte ce înseamnă, cum eu am văzut rolul acestor îngrijitoare și Rai 3, care este televiziunea, una din televiziunea națională, video care am făcut despre femeile noastre, mi-au cerut să-l arăt undeva la televizor, dar și multe asociații să-l prezinte în anturajul lor. Deci, ceea ce auzeam eu de la femeile noastre și prin ce am trecut, eu am descris în câteva fraze. Îngrijitoarea este anonimă. Nu trebuie să aibă viață privată. Îngrijitoarea este materialistă. Nu trebuie să meargă la biserică. Îngrijitoarea nu are emoții. Nu suferă niciodată. Îngrijitoarea este o femeie puternică. Nu trebuie să se îmbolnăvească, fiindcă pierde postul de muncă. Îngrijitoarea este un robot. Nu trebuie să aibă zile libere. Îngrijitoarea nu are demnitate. Nu trebuie să se simtă jignită niciodată. Îngrijitoarea nu are suflet. Nu trebuie să iubească pe nimeni. Îngrijitoarea nu are conștiință. Nu trebuie să-și facă griji pentru copiii săi în țară. Îngrijitoarea nu are dorință. Trebuie numai să asculte. Îngrijitoarea e veselă. Nu are voie să plângă la postul de muncă. Îngrijitoarea este umilă. Nu trebuie să arate mai frumos ca datoarea de muncă. Îngrijitoarea este ignorantă. Nu trebuie să concureze cu membrii familiilor. Îngrijitoarea nu are poftă de mâncare, dar trebuie să știe găti gustos. Îngrijitoarea nu trebuie să trăiască, deoarece nu trebuie să coste. Îngrijitoarea este nemuritoare. Trebuie să aștepte moartea bunicii. Acum femeile noastre au ajuns la o vârstă oarecare acolo, da? Care au plecat când aveau 40-50 de ani. Ele acum au 70 de ani ele. Și iată acum italienii când mă cheamă, fiindcă avem un cerc foarte larg care apelează la mine, italienii spun: Tatiana, te rog frumos numai să nu aibă vârsta mamei sau să nu fie grasă dacă se duce la ore, fiindcă trebuie să sui pe scară, nu cumva să cadă jos. Te rog frumos numai să nu fie bolnavă, să fie sănătoasă. Te rog frumos numai să nu aibă soț aici dacă te duci să muncești ca badantă, fiindcă badanta, dacă are soț, îngrijitoare, badanta asta este îngrijitoare, are soț, ea o să vrei să iasă mai multe zile, adică duminica o să vrei să rămână la soțul ei, just? Dar ele uneori pun punct pe asta, să nu aibă soțul aici în Italia. Sau unele fete care, spre exemplu, se duc la familii,
unele familii sunt, care sunt bune, îți permit să aduci unii și soțul în caz, dar fete tinerele, ei spun că dacă n-are prieteni, ar fi încă mai bine. Deci care e viața noastră personală acolo? Din păcate, această migrație feminină a adus la foarte multe divorțuri în Republica Moldova. Când am studiat fenomenul italian a migrației, am notat faptul că când italienii plecau prin anii 800 spre America Latină, spre alte țări, plecau familii întregi, care aveau din urmă chiar și preotul. La noi, din păcate, au plecat mamele și asta în timp, în ani, din pricina autorităților italiene, că nu ne făceau actele la timp și nu se vedeau cu soții 3 ani, din pricina unor munci istovitoare și ele trimiteau bani acasă și deseori când au venit pe neprins de veste au găsit soții cu alte femei, din pricină că uneori mulți bărbați au trăit pe banii acestor femei, ele trimiteau acasă, am rude care trimiteau acasă bani soțului, ei au cumpărat apartamente pe numele lor și la urmă s-au trezit că au rămas și fără apartament, deci avem și cazuri de genul ăsta. Din pricina, aș spune, și a politicienilor noștri care nu au știut cum să gestioneze acest flux de migrație a femeilor, cum să facă politici de reținerea noastră în țară, adică să deschidă locuri de muncă, din pricina lor care ne-au furat acele bănci, din pricina alianței care ne-au promis un parcurs european, dar până la final nu l-am văzut, din pricina lor au fost foarte multe divorțuri în Republica Moldova. Pe noi ne doare sufletul când auzim că și preoții uneori născocesc diferite anecdoate pe seama femeilor. Pe TikTok, nu folosesc TikTok, dar știu că sunt cântice despre aceste femei care au plecat și anecdoate, că ele acolo toate și-au găsit pe cineva. Iată, după ce v-am povestit azi toate lucrurile astea, aș vrea să vă întreb. Când și unde o femeie găsește acolo timp ca să iasă cu un bărbat? Eu nu exclud faptul că acolo avem femei care s-au căsătorit cu oameni italieni sau cu alte naționalități, dar acestea sunt cazuri, nu sunt multe. Noi suntem acum la moment 128.000 de moldoveni în Italia, dintre care aproape 70% sunt femei, dintre care 50% sunt badanti. Dar, repet, badanta asta înseamnă că ești cam pușcării în casă. Noi le numim, în sociologie se spun pușcării moderne, suntem sclavi în trecere, așa cum ne numesc sociologii italieni. Eu aș vrea să vă întreb, când femeile este găsesc timp și unde? Voi, cei care primiți colete acasă, în fiecare duminică, vă știți mama voastră cum face coletul? Ia când e liber joia, îți duci să mai lucreze undeva ca să mai fac câțiva bani, să vă poată menține aici. Din vinovăție, mergeți la spectacol și vedeți spectacolul consătencii mele Tatiana Lazar, Dragoste la pachet. Și o să vedeți ce povestește ea în spectacol. Deci, aceste mame, joie pregătesc coletele, iar duminica merg la biserică, ca să-și ierte păcatele, care păcate eu nu știu, noi ne simțim toate vinovate acolo. Multe mame au plecat cu gândul să revină aici la familie, dar din păcate nu s-au schimbat multe lucruri și ochii care nu se văd se uită uneori. Și să știți că mulți copii, când vin mamele aici, eu în carte am scris că mamele noastre sunt bancomat, fiindcă foarte mulți copii și rudii ne întreabă, dar când pleci? Și pe mine mă întreabă, dar când pleci? Deci noi ne simțim ca un fel de bancomat când revenim acasă. Și asta în ani a dus la o distanță între noi și cei de acasă. Și vă dați seama o mamă care nu-și vede copilul 15 ani sau soțul și ea mai rămâne ca să-și termine casa la țară sau ca să cumpere un apartament sau ca să... S-au salvat puține familii din migrație. Deci puține familii au avut inteligența, au avut curajul ca să-și mențină relația la distanță, adică soția acolo 15 ani, el aici 15 ani. Asta trebuie să ai o dragoste atât de mare, asta trebuie să fie o respect unul față de altul. Eu când am plecat, aveam un bărbat cu care mă vedeam, îl cunoștea și familia mea și am promis că după un an mă întorc. Dar din păcate așa a vrut soarta că 3 ani nu am avut acte. Am cunoscut acolo un bărbat italian. Deci ceea ce m-a șocat când l-am cunoscut, că 6 luni de zile m-a curtat. S-a interesat foarte mult de viața mea până a venit Italia. Nu mi-a dorit niciodată flori. Eu în 20 de ani foarte rar am primit flori. Eu am primit cărți, am primit bilete la teatru, am primit informații foarte multe,
am primit respect, atenție și, cum spune el, femeia nu se atinge nici cu o roză. Ca să înțelegeți, niciodată nu a ridicat vocea la mine. Băiatul, când a plecat de aici, din Moldova, Sergiu, i-am spus că revin după un an, după aceea ne-am auzit câteva ori la telefon, dar eu nu am vrut ca el sufere sau eu sufăr când am înțeles că cu acest bărbat în Italia s-au trezit în mine niște sentimente după un an de zile. Eu i-am zis că, uite, eu probabil nu o să mă mai întorc la tine, fiindcă nu este frumos să ții în suspans o persoană care, mă rog, m-a petrecut când am plecat în Italia. Și mulțumesc și respect pentru asta. Pe actualul consort al vieții mele, Pierluigi, l-am cunoscut într-o biserică. Pe atunci el muncea la președinția Consiliului Ministrilor, era văduv și când am venit în Republica Moldova în 2007, am mers direct la cimitir la tatăl meu. El a descoperit că pe crucea tatălui erau aceeași date de moarte a soției lui. Și același an și aceeași oră aproape. Și cunoscându-ne într-o biserică, eu cred că asta este soarta vieții mele și o să le fiu alături până la adânci bătrâneți. Italienii trăiesc mult și bine. Dorin, deci diferența între noi este de aproape 20 de ani. Vârsta mamei mele, să spun așa. Când a venit în Republica Moldova, mama mea, eu mă temeam cum mama mea o să-l întâlnească. Țin minte că am intrat, pe atunci îmi procurasem un apartament, stătea sora mea, am intrat în casă, mama stătea pe o așa așezată, nu s-a sculat în picioare, dar el a mers la ea, s-a așezat în genunchi și a sărutat mâna. După nici 20 de minute, nepoții mei alergau prin casă după el și el s-a pus pe jos, două nepoțele, Iuliana și Nicoleta, stăteau deja pe spatele lui și el fugea cu ele prin casă. Mama s-a uitat la mine și a spus: de unde ai găsit bărbatul ăsta? Și a fost foarte fericită. Diferența de vârstă nu se observă, fiindcă când două persoane își vor bine, nu notez lucrul ăsta. Deci eu îl văd ca pe un bărbat de vârsta mea. Mai ales că avem aceleași idei, avem aceleași scopuri în viață, avem aceleași viziuni față de ceea ce ne înconjoară și față de copiii noștri. Deci, făcând munca pe care o fac acum în Italia, tot timpul m-a încurajat să-mi ajut țara la distanță și rolul lui este că cu mașina, benzina, timpul și mașina lui m-a ajutat foarte mult să ajut și cu naționalii mei. Prin casa noastră au trecut vreo 60 de persoane, pe când ambasada nu era încă la Roma, era în nordul Italiei, nu exista la Roma consulat, cer scuze. Când sunt alegeri, a fost primul cu drapelul prezent în piață, drapelul Republicii Moldova. Când a venit aici în Republica Moldova, s-a îndrăgostit de țara noastră, a investit aici. Am adus și vreo 7 prieteni de lui care au investit aici. Au venit cu, în sectorul imobiliar, dar și bancar. Cunoaște tot despre Republica Moldova, despre politica Republicii Moldova. Când venim acasă, mergem să luăm masa în localurile astea care tradiționale. Îi plac foarte mult sarmalele, dar din păcate are alături o persoană care nu are timp să le facă. Sarmalele mai ales cu frunză de vie. Îi plac foarte mult plăcintele cu curechi. Și eu nu sunt femeie din Italia care vine cu soțul ei în Moldova și vine cu tonul de urma ei, cu macaroane și îl ține numai la Chișinău, ca nu cumva să vadă toate problemele noastre. Vă fac un exemplu. Acum a venit 7 zile. Ne-am dus la casa care am procurat în Puhoi, fiindcă dorim încet. Băiatul revine acum cu totul din Italia după 20 de ani. Dima, dar noi o să revenim încet. Trebuie timp. Am mers la Puhoi, la casă, că facem reparații. Motivul principal pentru care am venit acum. Când am mers acasă, el a zis că vreau la toalet. Și i-am arătat, fiindcă acolo ars toaleta în casă, i-am arătat, iată, vezi, pătratul ăla, ții minte la mama mea când 20 de ani în urmă te-am dus acolo, iată acolo. Și el a ajuns acolo, s-a uitat un pic, acolo de vreo 6 ani nimeni nu s-a dus la liceu, dar a intrat, mi-a zâmbit și a spus, mi-aduc aminte cum era la bunei mei când eram eu copil mic. Deci ei au trăit mai rău ca noi, după al doilea război mondial cu planul Marshall s-a dezvoltat țara aceasta și ei au, cu industrializarea care a avut loc în anii 60-70, Italia a crescut. Deci eu când l-am cunoscut, i-am zis că eu în țară nu am avut ocazia să fac studii superioare, dar uite că la 40 de ani eu o să fiu laureat, așa i-am zis,
în sociologie ca și tine. Și o să fac un ghid pentru moldovenii mei de orientare și integrare, cum ai făcut tu pentru oamenii tăi de afacere. Așa și-a fost. La 40 de ani am finisat studiile și am făcut 3 ediții a ghidului. El, deseori când venim în Republica Moldova, nu vrea să stea în casă deloc. Mergem la Puhoi, mergem la Iloveni, mergem prin bisericile orașului Chișinău. Deseori, când acum au fost deschise nopțile muzeului european, am mers prin muzee și îl interesează foarte mult, dat faptul că eu am procurat 28 de costume naționale am acasă în Roma și covoare, acum am luat de la Japca un covor. Am descoperit mănăstirea Japca prin intermediul unui film despre acele călugărițe. Am luat contact cu ele și le-am zis că eu vreau să susțin mănăstirea voastră, dat faptul că e de femei. Ce am făcut în timp? Le-am făcut un pic de publicitate. Aproape de 1000 de euro am procurat miere deja de 2 ori de la ele. Am procurat ierburi, până la 15 feluri de ierburi. Am procurat un covor care stătea în unde are numai preotul voie să intre, albastru, ceva cu flori de nostru tradițional. Și acum am aflat că fac și un fel de turbiță, deci fac foarte multe lucruri care noi în diaspora le apreciem, care vrem să le avem la nunți, cu mătrii, și această mănăstire mi-au spus că cazează persoanele acolo pe loc. Bărbatul, haidem la Japca, haidem la Japca, dar n-am reușit, fiindcă când vii acasă, reconstrucția, alergatul după materiale de construcții, am vrut să mergem să stăm cu ele, să vorbim, să servim, să luăm masa acolo, să mai discutăm, dar din păcate timpul a fost puțin. El a reușit să meargă înapoi în Italia, i-am trimis valiza alaltă ieri cu halva, vin de la Puhoi, acum am promovat satul de Baștina Ascone, Sol Negru, un coniac, i-am trimis și, nu în ultimul rând, bomboanele noastre de la Bucuria, câteva prosoape, prune, îi plac prunile, perjele uscate cu miez de nucă în ciocolată, deci îi place, aici când vine mănânc pâine de asta cu usturoi, pampuști, cum spuneau la noi la Puhoi, dar i-am trimis pâine neagră, care este la noi, este diferit feluri, acolo nu o găsim. Pâine neagră și alte bunuri care în 20 de ani a îndrăgostit țara noastră, cum moldovenii care îl cunosc la Roma și ambasadorii tot timpul care l-au cunoscut, eu spun că acesta e mai moldovean ca moldovenii noștri. El tot timpul când ieșeam din casă și mergeam la o activitate, ceva îmi spunea, ia seama să nu uiți drapelul acasă și acum l-am în geantă drapelul. Mâncărurile noastre tradiționale îi place nespus mămăligă, mai ales când e servită pe, în lemn. Știți cum acum la noi se oferă, cu mușdei, să întind așa cu mâna și cu brânză de oaie, dar peștele de râu, el spune că e fenomenal, fiindcă e dulce. E dulce la gust și asta este ceva exotic, dar foarte gustos. Niciodată de câte ori am fost în Moldova, nu am mâncat ceva italian. Dar credeți-mă că veneam des acasă, câte 3-5 ori pe an. Și datorită acestui fapt, noi, banii noștri mergeau în circuitul economiei Republicii Moldova, dar și alt aspect că îi place vinul nostru, mai ales acela negru. El spune că asta este sângele lui Iisus Hristos. Alte lucruri care el a spus, a spus odată că la început, când mă cunoștea și când noi am văzut că valul de migrație se intensifică spre Italia, el a spus, îmi pare rău, voi aveți așa pământ de aur, și tot timpul când mergea pe la întâlniri, el povestea că Moldova are cernozeu, pământ de aur, și tot timpul asocia Republica Moldova cu o floare de soare. Și el spunea, vezi cernozeumul ăsta, ăsta sunt bărbații voștri care au rămas acasă, ăsta este pământul vostru fertil. Dar petalele galbeni împrejur, asta sunt femeile solare, frumoase, tineri care au venit în Europa să aibă grijă de părinții noștri. Păi iată, statul Republicii Moldova ar fi bine să gândească la politici ca să reîntoarcă aceste femei acasă, fiindcă cu timpul, soarele, vântul, necazurile, depresia, aceste femei, deci aceste petale, poate să înceapă să o filească, poate să înceapă să cadă. Și eu, când conclud la unele congrese, unde sunt invitat sau dialoguri cu autoritățile italiene, eu tot timpul le spun, noi suntem ca niște albine, am plecat după nectar, am studiat fenomenul albinilor, fiindcă am câștigat un proiect, și albinele când pleacă după nectar, când se întorc înapoi la stupin, ele fac joacă în două feluri. Deci, dacă ele încep să se învârtească în cerc,
alte albine înțeleg mierei undeva aproape. Dacă ele încerc să danseze la infinit, deci semnul acesta, înseamnă că mierei mai departe, nectarul mai departe îl găsesc. Dar vreau să spun că sunt cazuri când albinele se rătăcesc. Deci de ce eu vreau să revin acum acasă? Eu simt că mă rătăcesc. Și albina când se rătăcește moare. Și nu aș vrea să moară. Legătura cu satul meu de Baștină-Pohoi, patria noastră, fiindcă dacă nu revin acum în ani, simt că nu o să mai revin. Și ca mine suntem mii și mii de persoane. Am studiat cândva, Omero a scris plecarea lui Ulise de la Itaca. Ulise când plecase de la Itaca s-a rătăcit. 10 ani a făcut în conjurul și nu găsea calea întoarsă spre casă. Tot timpul ieșau diferite probleme în cale și la noi problemele astea au fost autoritățile, politica noastră care ne-au încurcat să revenim acasă. Eu simt că dacă nu revin acum, nu revin niciodată. Percepția celor de acasă, femeile noastre care se căsătoresc acolo, se căsătoresc cu bărbați foarte, foarte bogați. Deci bogația asta depinde fiecare cum măsoară bogăția. Dar să știți că foarte multe femei de-a noastre, la dânși când te căsătorești, există două contracte. Unul, fiindcă nici nu m-am interesat, noi nu vorbim pe tema căsătoriei cu actualul meu consort, unul este că cu ce aveai când ai venit, te căsătorești, rămâi tu cu ce aveai și el cu ce avea, și unul este cu binele care e în comun, da? Și iată foarte multe femei de-a noastră care se căsătoresc, le rușine să citească contractele astea, semnează, și avem cazuri de femei care două au trăit pe străzile Romei, ele au semnat și după ce el a decedat, au rămas pe stradă, fiindcă copiii te dau afară. Avem cazuri când femeile noastre au venit aici în Republica Moldova și au cumpărat apartamente pe numele italienilor. Și așa caz avem. Și când el a decedat, italienii au venit fii, au vândut apartamentul și au luat banii. Deci un sfat femeilor noastre care pe viitor vor să căsătorească acolo sau au găsit un partener de viață. În Italia se spune la carta Canta Villa Dorme, hârtia cântă, țăranul doarme. Deci se subînțelege că totul trebuie de citit foarte, foarte bine înainte de a semna. Deci e un sfat femeilor noastre care o să intre în concubinaj sau o să căsătorească în orice țară a lumii, fetelor, citiți foarte atent ce semnați. Eu am noroc de această relație frumoasă deja de mulți ani de zile, dar în Italia anual sunt omorâte, dacă nu mă greșesc, 200 de femei de mâinile bărbaților lor, pe care i-au iubit cândva, de bărbații lor italieni. Nu mă refer la moldovenci, au fost și cazuri cu moldovenci, dar mă refer, în Italia violența domestică există. În afară de aceasta, eu de când sunt în Italia nu am văzut niciun om beat pe stradă, dar ei folosesc droguri. Dar țara le oferă unele servicii care de consultanță sau psihologi îi ajută. Bărbații italieni ridică mâna la femei, deci nu există, nu trebuie să generalizăm că la noi bărbații sunt răi și la dânși sunt buni. Eu am avut norocul ăsta să dau peste un bărbat bun. În afară de aceasta, multe femei de ale noastre, când vorbim noi între noi, care stăm cu un bărbat italian, noi ne înțelegem din două priviri. Deci faptul că economic ei stau un pic mai bine, că au un post de lucru, că se află în țara lor, că au mama în viață, că au natura și locul unde s-au născut, pur și simplu ei nu sunt așa de agresivi. Ei sunt un pic mai calmi. În afară de aceasta este percepția asta că italienii sunt fățarnici. Ce am în vedere? Ei sunt foarte diplomați la lor. Spre exemplu, eu am făcut exemplu la o femeie mulți ani în urmă. Ea mi-a zis că nu mai pot de fățărnișie la italienii ăștia, șed cu zâmbetul stampat pe gură. Și i-am zis, Doamna Maria, dumneavoastră mergeți la ori așa cum mergeam și eu, făceam curat prin casele lor, la 6 familii eu atunci mergeam. Dumneavoastră când intrați într-o casă și dacă nu aveți stăpâna care vă stă alături, închipuiți-vă că vine stăpâna de la lucru. Dar pentru dumneavoastră plătește soțul. Și iată, ea vede într-un colț acolo că e așa îmblă de urmă și te controlează cu mâna sau îți aruncă bani pe sub masă la început și mie mi-aruncau bani să mă controleze dacă s-o hoață. Zic, închipuiți-vă că vine ea de la lucru, se așează
scaun și vrea să te plătească și vede acolo colb. Dumneavoastră, cum v-ar plăcea să se adreseze? Să-ți spună, auzi slugoaico, Maria, sărăntoacă că nu ești altă din Moldova și e săracă, ia șterge acolo, bărbatul meu te plătește? Sau alte cuvinte murdare? Sau v-ar plăcea ca ea să așeze așa la masă, să facă o cafea și să vă așeze și pe dumneavoastră, să vă faceți vă simțiți uman, om, și spună, în timp ce serviți cafea, cu un zâmbet așa stampat pe gură, să vă spună, Maria Cara, clădânș Cara, așa mori mie, este la putere. Maria Cara, ia-te acolo o licuță de colb, hai te rog, după ce servești cafeaua, îl ștergi, că te plătește bărbatul meu și n-aș vrea nici eu probleme, dar nici ții probleme, știi? Zic, iată, doamna Maria, mie mi-ar plăcea diplomația lor. Și zâmbetul acela, fiindcă mie nu-mi place că la noi, Moldova, un lucru ce nu-mi place, că oamenii îți spun în față ce gândesc. I-am zis, i-am trântit și-l las să știe că cine arde afacere. Asta se întâmplă între rude, asta se întâmplă în politică, asta se întâmplă la piață. Am fost cu bărbatul acum la piață, fiindcă el adoră piața centrală și el a spus că ea nu trebuie să dispară, fiindcă asta este un loc folcloristic, unde se văd mâinile astea muncitoare a oamenilor care produc producția dată, este de la kilometru zero, ei foarte mult adoră să mănânce natural. Și el știe că aici sunt, chiar dacă pasrednici, cum spune la noi, dar el vine omul ăsta cu găinușa, noi tot timpul cumpărăm de aici și ne ducem după colț și dăm la un om care șede cu cerutul. Desori cu dânsul am luat smântână, brânză, câte o găină, când mergem pe stradă, acum văd că nu mai sunt lume care pe străzi vând, dar noi ne uitam la altul și ce facem? Procurăm și mergem după colț și era o persoană care cerea flori, copiii care vând flori, tot timpul este milă și lua flori și o vedem o bătrânică și îi dădeam flori, zic, doamna, să creadă că am venit din Italia și am înnebunit. Și el spune că piața centrală ar trebui poate să fie un pic mai aranjat, dar nu trebuie să dispară, că asta face parte din aspectul nostru, cum a spus el, social. El spune, voi vreți tot ca la noi să fie curat sau... Deci, dar pentru noi turiști, asta e foarte interesant. Și eu când vin turistul, eu prefer să cumpăr, mă duc și cumpăr de acolo. Mie personal tot nu mi-ar plăcea ca cineva să vină din rude și să-mi spună așa, verde în ochi, să mi-o trântească cum gândește. Mi-ar plăcea să fim un pic mai diplomați, mai cumpătați la vorbă, fiindcă o vorbă ucide. Și s-a întâmplat desigur chiar în migrație rudele, nu mai vorbesc cu ani sau din pricina la o vorbă, fiindcă noi suntem direcți, noi suntem moldoveni. Deci femeile noastre care muncesc de 20-25 de ani și fac numai această muncă pădantă, ele psihologic, emoțional nu sunt stabile. Eram odată la aeroport în Chișinău, să fac un exemplu, și mă uitam vara, mă uitam la avioanele care plecau spre Turcia și reveneau din Turcia și analizam. Acolo erau familii tinere, cu copii. Dacă veneau din Turcia, erau toți abronzați, frumoși, relaxați. Dacă plecau în Turcia, la fel, familii cu genți moderni, genți de marcă, plecau spre Turcia la odihnă. Dacă mă uitam la avionul femeilor noastre, analizam mâinile lor, mă uitam cum ele, uneori care muncesc cu detergenți, noi când am plecat din țară aveam două feluri de detergenți în casă. Noi acolo când muncim la ei, le facem curat în casele lor, sunt peste 25 de feluri de detergenți. Deci această podea are un fel, dulapul celălalt fel, fereastra altfel, parchetul altfel, oglinda altfel, lumina altfel, asta sunt detergenți chimici. Și femeile astea muncind cu acești detergenți, deseori mâinile, dacă vă uitați la mâinile lor, se văd după mâini că fac această muncă, dacă nu se protejează, se îmbolnăvesc căile respiratorii, se îmbolnăvesc, dar cel mai tare se îmbolnăvesc psihologic. Deci această singurătate care ei o trăiesc în casele italienilor, eu cred că izolarea aceasta de comunitate, de țară, de copii, psihologic sunt unele care își iesă-și din minți. Deci sunt cazuri care femeile pur și simplu s-au pierdut. Am avut cazuri care trăiau și pe stradă, am avut cazuri care s-au sinucis. Deci asta se numește în integral sindromul italian. Și cei care doresc să știe mai mult, puneți pe Google și o să citiți mai mult. Este online. Deci am cunoscut în anii foarte multe femei care, eu vorbesc de experiența mea personală, atenție, nu generalizez. Foarte multe femei care trimiteau toți banii acasă, v-am spus din care motive, care ele n-au fost la o pizza. Chiar și acum eu cunosc femei care noi vrem să ne organizăm la o pizza, dar ele parcă nu reușesc. Cei care s-au stabilit deja o familie acolo, casă,
ceea ce mă doare, că toți banii deja îi cheltui acolo. Țara noastră acum la moment pierde foarte mulți bani, fiindcă foarte mulți deja s-au stabilit acolo. Și ei își permit unele lucruri mai bune. Dar femeile care încă sunt badante la fix și care au încă casă familii, ele nu se scaldă în bani acolo, ele trimit tot. Deci am avut femei și chiar și noi trimiteam tot, noi lăsăm numai 50 de euro ca să ne ajungă pentru tesiraia telefonică, să ne ajungă în bar, nu prea vezi femeile noastre badante să stea când iese joia, fiindcă tu când ai jumate de zi liberă în săptămână, logic să ne gândim, tu trebuie să te mai duci și la un medic. Dar iată, femeile noastre la medici nu se duc. Și noi avem foarte multe datele statistice la Organizația Cancerului Italian, spun că cele mai multe cazuri de cancer printre migranți sunt femeile din Est Europa. De ce? Fiindcă ele fac o viață sedentară, în sens că, da, ele stau în casă cu bătrânica, dar ele nu ies la aer curat, nu fac sport, nu se alimentează corect. Dar cel mai important aspect este că ele nu fac controluri regulate. Ele așteaptă săracele vacanță, să vină în Chișinău, să-și facă controle aici. Deci unii se duc banii badantelor noastre la dentiști, în construcție Republica Moldova, la căsele de nunți, la cumătrii, la mormântări, totul merge în circuitul economic. Și eu când aud rude că îmi spun, ce faceți voi pentru Republica Moldova? Unii sunt banii voștri că noi nu-i vedem. Păi voi nu-i vedeți, dar i-am făcut exemplu la o rudă. Tu faci lucrul ăsta, dar la cine te duci să-l faci? La ei care sunt în Grecia, Portugalia, Spania și Italia, just? Păi iată unde se duc banii. Îți plătesc ței leafa, eu mă duc la piață și procur tot pentru o nuntă, eu plătesc la țăran, țăranul îți duce și cumpăr sămânță de la omul de afaceri, omul de afaceri sămânțele le adună iarăși la alte persoane, nunțele se facă în restaurante, dar restaurantele procură iarăși la alte persoane, căsele se construiesc datorită banilor noștri, dentiștii care sunt în Republica Moldova trăiesc datorită banilor noștri, fiindcă în august și iarna, să știți că noi avem vacanță în baza la vacanța datorului de muncă. Asta nu poți să-ți iei vacanță când vrei. Și femeile badante nu pot să se îmbolnăvească, cum spuneam prima. De ce? Fiindcă ele n-au unde trăi. Odată ce ai ieșit din casă, noi am luptat mult pentru o lege că femeile care sunt badante și sunt gravide, se poate reveni, asta au fost mulți ani în urmă, se poate reveni la același loc de muncă, să nu-i se iei locul de muncă de altă femeie. N-au acceptat italienii, fiindcă, pe urmă, când ai copil, tu ai alte probleme și nu poți să accepti copil în casă. Migrația aceasta masivă a mamelor, anume a mamelor, a celor care țin focul aprins în vatră, cum se spunea la noi, a dus la îndepărtarea mamelor în relații cu copiii lor. Deseori, multe femei îmi spun că mă duc acasă, dar simt că este o răceală între copiii mei și mine. Ascultam odată doamna Sfeclă, povestea la o transmisiune, pare că la dumneavoastră, când ea spunea că mama a venit acasă, ne uitam ochii în ochii una la alta, dar noi nu aveam despre ce vorbi. Deci, iată, asta se întâmplă la toate femeile care s-au dus acolo. Și pe viitor, generația aceasta de femei care s-au sacrificat, din păcate, au rupt orice relație sentimentală sau... Adică să-ți vezi copilul tău, să-l poți să-l cuprind și mulți spun, Tania, eu o cuprind, da, dar nu e aceeași ca cum am fost alături, fiindcă ei când au avut nevoie de mine, eu nu eram acolo. Chiar zilele aceștia am vorbit cu niște fete la care mamele au plecat aici pe loc în țară și una din ea plângea, este activă într-o asociație de băștinaș și ea îmi spunea, Tania, dar știi că ceea ce tu spui, mi-e rușine să confirm, dar eu, mama mea, o văd așa, am văzut-o foarte rar în 20 de ani. O vedeam numai o dată pe an, dar ea venea, era așa de stresată, permanent. Mă duc la medic, trebuie să facem poarta, trebuie să facem ușa, fiindcă datorul de muncă îți dă numai 15 zile vara, 15 zile iarna ies care sunt în casă. Dar dacă vin 30 de zile, deci închipuiți-vă că ele au de rezolvat o sumedenie de probleme. Acte, sănătatea, copiii se îmbrace la școală cândva, când veneau mamele și aveau copii mici la școală. Ei practic nu au timp nici să discute. Și mai avem altă problemă în țara noastră. La noi lumea nu dialoguează. Dar în Italia se spune că dialogul este cunoștință. Iar cunoștința este dragoste. Chiar și ceea ce facem noi acum cu tine, noi dialogăm. Noi, prin intermediul ceea ce eu spun, Dorin, tu mă cunoști mai bine. Și înseamnă că tu vezi, percepi cu alți ochi esența mea. Eram odată la o conferință în Italia și o italiană a avut curajul să spună că voi, cei din Est Europa, când sală eram ucrainenci, românci și moldovenci, voi ați crescut acasă niște, cum ne-a numit el? Ei s-au exprimat că ați educat, ați crescut acasă o generație întreagă de trântori sociali.
trânturi se ia de la Albină, da? Trânturi sociali. Fiindcă ei vedeau că noi toți banii trimitem acasă, fiindcă noi achităm pentru studiile la copii. Se știe că în Moldova, în universități, în studii, mulți profesori se plăteau examenele și eu deseori mă întreabam ce specialiști o să avem noi dacă o să revenim acasă vreodată, deci în sistema medicală sau în sistema de învățământ. Mulți copii s-au învățat leneși și ceea ce a notat bărbatul meu când vine aici, îi plânge sufletul. Fiindcă noi mergem să servim o cafea sau noi mergem să mâncăm o zamă, Sara, și el intră în local și mă întreabă, unii sunt persoanele de vârsta ta? El zice, nu mă întreb de vârsta mea, dar unii sunt cei de vârsta ta? Localul este pline, pline cu copii tineri, cu studenți. Și el zice, asta denotă faptul că toți trăiesc pe banii celor care au plecat. Iată acum când a venit, este pentru prima dată în 21 de ani când noi revenim acasă și am stat în îmbuteiaj, am pierdut foarte, foarte mult timp. Și el când a sunat acasă, vorbea cu Fixa și îi spune, Valentina, ceva s-a schimbat aici. Fiindcă Fixa tot e îndrăgostită de țara noastră, zice, aici atâtea mașini de lux am văzut, că el îmblă cu o utilitară de când îl cunosc 20 de ani, s-a rupt și a cumpărat acum altă utilitară folosită. Și el zice, eu nu înțeleg de unii bani în țara asta. Ei nu produc nimic. Ei nu au fabrici mari, ei nu au uzine. Și iată țara asta sunt pe spatele la femeile care lucrează la noi în Italia. Și el a rămas foarte impresionat de tot luxul ăsta în mașini și tot luxul ăsta prin unele... când am intrat în unele restaurante, deci el spune că ar fi bine ca cei care au plecat... El susține foarte mult că noi trebuie să revenim și noi am crescut pe lângă dânsul cu patriotismul ăsta să revenim acasă ca să schimbăm ceva, adică să revenim. Dar eu mă întreb, dacă noi revenim, măcar 5% din milionul ăsta plecat, Chișinăul este capace, cum se spune, ca să ne accepte, fiindcă toți o să revină cu mașini. Și nu una, dar două, trei pe cap, fiindcă fiecare familie s-a obișnuit acolo la străzi mai bune, să aibă condiții. Deci eu numai vorbesc de ambuteiaj, că n-ar fi posibil noi să revenim acum acasă. Toate autoritățile ne spun reveniți acasă. De ce eu vreau să plec la Puhoi? De ce eu vreau, fiindcă sunt o norocoasă Puhoi alături de Chișinău, eu vreau să respir aer curat, să aud cum ciripesc păsările dimineața, cum broaștele cântă pe malul Iazului, fiindcă am luat o căsuță pe malul Iazului, și să ies discuță și să calc pe iarbă verde, îmi ajunge cât am trăit în oraș 21 de ani. Deci asta vreau și asta îmi doresc. Dorin, eu când vin la Congresul Diasporii, tot timpul am propus să fie instalat un monument la intrare în Chișinău și cum văd eu monumentul ăsta, chiar le-am spus, o mamă care pleacă cu o mână întinsă în urmă și cu una cu o geantă de aia cum plecam noi prin anii 2000, în mână și vreo 2-3 copii care fug din urmă, dar ea nici nu se uită în urmă la copiii ăștia, fiindcă nu vrea să vadă ochii lor, despărțirea doare. Și iată, avem o generație de mame care s-au sacrificat pe altarul patriei, cum mai spunem noi acolo uneori când vorbim între noi. Din păcate, foarte multe puține spectacole se fac pe tema dată, foarte puține cărți se scriu pe tema dată. Și ele, când o să revină, care nu au menținut familia, o să găsească casa pustie. Ele o să revină bolnavi, fiindcă noi îmbătrânim și ne îmbolnăvim. Ele o să revină și o să aibă pensie mică. Colaborăm cu Patacle de la Chișinău, deci în Republica Moldova există vă 3 centri care deja oferă asistență femeilor care în Italia au lucrat. Ei oferă asistență cum să-și ceară pensia din Italia. Și eu cred că peste vreo 5-10 ani o să fie o revenire mai amplă a femeilor noastre, fiindcă acolo când ai 65-70 de ani, de amă nimeni nu te mai vrea, nici ei nu te vor, fiindcă nu ești capabilă să ai grijă de mama lor. Și din păcate când revii aici, ești singură, bolnavă și cu o pensie mizeră. Și iată, eu mă întreb, statul nostru este gata să primească oamenii ăștia înapoi? Sau copiii ăștia au un lucru decent, o să-și poată să-și întrețină mamele? Cine o să aibă grijă de mamele noastre care se întorc din Italia bolnave? În viitor, noi ne întrebăm în societate despre acest lucru sau ne este indiferent. Deci eu după 21 de ani de Italie, îmi doresc foarte mult să revin acasă și o să revin împreună cu bărbatul care mi este alături. Fiul Dima revine vara aceasta. El, chiar dacă acolo are studii în filozofie tomistă antică și agent imobiliar, el revine fiindcă noi suntem patrioți. Fiindcă ne doare sufletul pentru tot ce se întâmplă aici în țară, fiindcă dorim să revenim și anume la Puhoi
și, mă rog, la Chișinău. Ne gândim la viitorul acestei țări. Vrem ca statul să fie pregătit de reintegrarea noastră, fiindcă, sincer, eu zilele astea, aflându-mă aici, mi-am dat seama că eu nu cunosc unde se află o stradă, eu nu cunosc, este Google, dar eu m-am pierdut cumva, fiindcă foarte multe lucruri s-au schimbat în 21 de ani. Și aș îndemna autoritățile pe viitor să facă politici de reintegrare a copiilor noștri. Nu mă refer la fiul meu, care are 28 de ani, dar mă refer la cei părinți care vor să revină cu copiilor, să se facă unele studii de caz, dacă este cazul, și ca acești copii, când revin acasă, să nu să se simtă străini, așa cum m-am simțit eu zilele acestea. Îți fac un exemplu, eu de hramul satului eram în satul Pfoi, ne-am întâlnit cu toți colegii, am mers la învățătoarea noastră care a dus ultima promoție, are 92 de ani, Elizaveta Dimitrievna Moroz, am văzut-o, după asta am mers la Ascone să servim toți o cafea împreună și colegii m-au lăsat în centrul satului, s-a pornit o ploaie torențială cu un soare frumos și eu stăteam în centrul satului și plângeam. Eu nu știam unde să mă duc, fiindcă eu nu aveam pe nimeni. Unicul frate lucra și nu aveam cheile de acasă și vroiam să merg în cimitir, dar zic, plouă, am fugit la liceu. Și m-am ascuns în liceu jumătate de oră și asta este atât de dureros când revii acasă și nu mai ai părinții în viață. Deci eu îndemnul către conaționalii mei care sunt în diasporă să menținem legătura cu cei care au mai rămas aici acasă, cu cei care muncesc aici, să nu ne discriminăm între noi, să ne iubim și să revenim la o țară ca afară, cum spunem noi. Ca autoritățile să aibă grijă de noi, cei care am participat la cel 35% din PIB-ul țării, să ne respecte și să ne primească cu brațele deschise cu unele politici care ne-ar ajuta să ne reintegrăm și să ne petrecem bătrâneța aici pe Plaiul Natal, Plaiul Miuritic, cum aș spune, în satele noastre de baștină, să le aducem la viață, mai ales acolo unde încă mai rămas viață. Mulțumesc! Deci în timpul, în anii, am înțeles la început că foarte mulți migranți nu aveau informații și am făcut niște cărțulii pe atunci, am câștigat unele proiecte care cărțulii despre orientarea și integrarea socială a migranților moldoveni. Între timp făceam fundraising și companiile, îmi dădeau seama că în Republica Moldova sunt unele companii care erau cointeresați la noi, cum ar fi agențiile de construcții sau chiar dentiștii, aeroportul, ceream cu dânsii colaborare și nu în ultimul rând, chiar la Pohoi am spus ieri că mă duc la Dorin de Galben și au spus, Tatiana, te rog, un cuvânt despre carte care noi am făcut. Când am împrietenit satul de Baștină Pohoi cu Certaldu, primarul când m-a întrebat ce aveți voi în sat, aveți un muzeu, noi avem pe Bocaccio care este descris de Cameron, noi avem siteuri arheologice, noi avem cultură, noi avem istorie, voi ce aveți la Pohoi? Vă spun sincer, eu m-am rușinat, eu nu știam ce să spun. Și atunci am văzut o ceapă pe drapelul lor și am spus, păi scuzați-mă, de ce trebuie să ne înfrățim numai pe bază istorică, culturală? Da, să ne înfrățim pe bază alimentară. Iată, voi aveți ceapă roșie și noi avem ceapă roșie. Dar vă zic sincer că am mințit. Eu așa de tare doream ca noi satele noastre să le împrietenim, fiindcă știam că pe urmă se pot ajuta cumva satul meu cu... Nu de mult am adus o mașină pentru oamenii care e invalizi, dar am făcut multe lucruri în sat datorită colaborării cu ei. Deci... Acest manual este despre eroii satului Pohoi. A fost ieri prezentat la liceu cu unii exponenți a culturii și unii oameni care colaborează cu liceul din Pohoi, de la universitate, din Ialoveni. Această carte se numește Descoperim eroii în comunitate. Ceea ce este interesant că în această carte au dorit să introducă și persoanele care fac parte din diasporă și eu mă simt onorată că au introdus și istoria mea, fiindcă am ajutat foarte mult satul și mi-au dat și onoarea să fiu recunoscut în sat ca cetățean de onoare a satului Pohoi. Iată este. Și mă mândresc cu asta și Pohoi, eu doresc să revin acasă, eu doresc să particip la viața socială, culturală a satului meu și doresc să-mi petrec bătrânețele aici, alături de fiul Dima și sper, cum spune Dima, mama, 2-3 nepoți precis să-i ofer. Sute de mii de femei din Moldova și din România au trecut prin ceea ce a povestit Tatiana. Sute de mii de copii s-au simțit abandonați, iar peste ani, când au aflat prin câte au trecut mamele lor, sunt sigur că mulți au sentimentul de vină, căci mamele lor au îndurat atâtea pentru ca ei să aibă o viață mai bună. Dar mă bucură când aud despre concetățenii noștri care revin acasă și doresc să ajute la dezvoltarea țării.
Îmi doresc și eu ca Moldova să fie o țară prosperă, unde toți oamenii să aibă o viață bună, drepturile tuturor să fie respectate, o țară cu care să ne putem mândri. Dar nu trebuie să ne așteptăm că altcineva va schimba lucrurile în locul nostru, ci noi trebuie să fim mai buni, mai respectuoși, mai atenți la nevoile celor din jur, mai ordonați, mai disciplinați și mai toleranți. Dacă v-a plăcut monologul de astăzi, nu uitați să puneți un like, să scrieți un comentariu și să-l distribuiți ca să-l vadă și prietenii voștri. Mulțumesc mult!